Bine v-am găsit, stimați telespectatori. La Camera Deputaților a avut loc o ședință solemnă a Camerei Deputaților și a Senatului pentru a, cu ocazia, citesc, marcării a 20 de ani de la aderarea României la NATO. Într-adevăr, acum 20 de ani, România a intrat în NATO. Însă, mie mi se pare absurd să sărbătorim. Să vă spun și de ce. Admiterea României în NATO nu e o noutate în istoria țării. Nu de puține ori am fost în alianță. Am fost într-o alianță numită Tratatul de la Varșovia. Sigur, și atunci am sărbătorit. Am fost într-o alianță numită AXA în timpul 41-44. Deci a fi admis într-o alianță, precum NATO, și n-am fost singur, au mai fost și alte țări, este rezultatul unui contract între noi și alianță. În cazul acestui contract, nu putem vorbi de un cadou făcut de cineva României și de favoare. Nu. România a fost invitată nu pentru că i s-a făcut o favoare, era simpatică și avea fustiță și avea altiță, nu, ci pentru că este un stat puternic, o țară mare, îndeplinise niște condiții pe care le pune NATO. Dar în momentul în care noi am fost admiși, în urma unui contract, și alianța a câștigat. Adică poți să spui că alianța a zis, hai mă să intre și România. Păi și ce fac? Păi nu, totuși noi, iată că asigurăm baze militare, suntem membri NATO. Deci admiterea unei țări în NATO nu este o favoare făcută de vreo putere sau de alianță. Este un contract. Și alianța câștigă și prin admiterea noastră alianța a câștigat flancul estic, iată acum în cazul războiului din Ucraina ce e important, Marea Neagră, carne de tun, militari și o contribuție din PIB la înarmare și la rândul nostru noi avem asigurată nu știu, garanție de securitate. Toată această poveste fantasmagorică, dar de tip balcanic, de tip românesc, pentru că noi români avem această boală. Orice ne face cineva din străinătate, noi vedem ca un cadou. Admiterea Uniunii Europene a fost un cadou. Nu, a fost un contract în care au câștigat și Uniunea Europeană și noi. Nu există. Mai ales că eu admit într-o alianță din 100 de ani au fost multe alianțe, noi am fost în două până acum, asta e al treilea. Știu eu, poate peste, nu știu, 50 de ani, 25 de ani, o să fiu într-o alianță, nu, China, Rusia, India, nu știu, Bangladesh și noi, sau și Bulgaria. N-am de unde să știu, nu pot să sărbătoresc. Este o chestiune groaznică. Să știți că în cazul nici în tratatul de la Varșovia nu s-a sărbătorit atât de mult. Este o alianță militară, este un popor nenorocit, un popor care totdeauna vede cadou admiterea în Schengen, care a fost o bătaie de joc, o bătaie de joc după atâția ani în care ne-au umilit, în care noi aveam dreptul, chiar prin statutul de membru a Uniunii Europene, ni s-a dat acolo aia aerian și maritim și nu s-a dat nici măcar Dunăre, da? S-a transformat într-o serbare. Ne-a dat. Bă, ai văzut, mă, ne-a dat. Mă, și dacă nu era Ioane și Ciucă și Ciolacu, noi nu beneficiam. Stimați telespectatori, amor, fiți, domnule, demn, vorbesc serios, nu e vorba nici să fii isteric, nu ne interesează. Nu, tot ce s-a întâmplat cu România după 1990 nu este o noutate. După ce e ceea ce s-a întâmplat și în 41, când am intrat într-o alianță, mă rog, AXA. Și atunci cultivam Croația, Finlanda, Franța,
partea aia liberă, Italia și Germania au amici, da? Apoi a venit tratatul de la Varșovia, lagărul socialist, unde iar eram într-o alianță și acum NATO. Nu știu și care alianță va fi peste nu știu cât timp, dar nimeni nu spune să nici să fii isteric, naționalist, nu ne interesează România, grădina Maicii Domnului, Nou Ierusalim, dar nici chestia asta. Aoleu, ce nenorocit, ce amărât suntem noi, stăpâne, bine că ne-ai dat voie în NATO, da. Bun. Normal ar fi fost ca această aniversare să fie și de dezbatere. Cu atât mai mult cu cât un român, președintele României, Klaus Iohannis, și-a anunțat candidatura la secretarul, la funcția de secretar de NATO și a pus 10, a făcut un plan cu 10 puncte și a făcut observația că NATO, nu NATO, cei din Est nu au un cuvânt de spus, că NATO trebuie reformat. Nu era, mai degrabă nu era normal să... Băi, dacă și președintele României a zis, nu era normal acum presa să discute. Asta mai avem de 20 ani. Hai să vedem ce ne-a adus NATO, ce am adus noi, ce ar trebui perfecționat. Ca membrii NATO aveam voie să discutăm. Da. Dar nu asta este important. Important este faptul că la ceremonia de la asta, Camera Deputaților, a lipsit, cum să spun, cel care conducea guvernul când noi am intrat în NATO, Adrian Năstase. În schimb, hai să vă vedem, vă arată cum, uite așa, ia uite, așa, stai, așa, nebun. În schimb, iată să vă arăt, vă trimit aici, că mi-a trimis cineva, ia să vedem noi acum, așa, ia să vedem, să și trimit asta ca să postez. O să vedeți imediat, o să vedeți poza unde e Nicolae Ciucă. Ce treabă are Nicolae Ciucă cu admiterea noastră? Nu, cum nu-l inviți pe Năstase și domină Nicolae Ciucă? Stimați telespectatori. Întâmplarea face ca eu să fi fost așa, în delegația aia de presă care deci în 28-29 martie 2004, deci acum cât 20 de ani, da, tot așa cum se împărtăvește, Adrian Năstase a participat la ceremonia ocazionată de depunerea instrumentelor de aderare a celor 7 noi state, membri la Tratatul Atlanticului de Nord, da? Și iată, aveam și o invitație, 15, 40, 16 și 10, ceremonia marcării intrării efective NATO a celor 7 noi state membre, participare întreaga delegație oficială și de presă. Fericirea, dacă se poate spune, este că eu am filmat. Și vă voi da, n-a dat nimeni, vă voi da în exclusivitate, pentru că nu a dat nimeni acum acele imagini care arată, cum să spun, și rolul lui Adrian Năstase, dar și prezența României la acea festivitate, care a contat, nu depunerea instrumentelor de aderare, la ceremonia de la Washington organizată de Bush Junior. Da? Și veți vedea pe Adrian Năstase la Pentagon, o să vă vedeți imagini, că a fost la Pentagon, și chiar și vorbim cu presa, îl veți vedea pe Adrian Năstase la ceremonia aceasta a depunerii, sau cum ar veni, ceremonia organizată de americani, de la Casa Albă, și o să vedeți, și o recepție dată de americani, și o să-l vedeți venind și pe Adrian Năstase, că e foarte frumos, și participarea lui Adrian Năstase la conferința de presă organizată la Clubul Național de Presă, cea mai puternică organizație de presă americană, și, sigur, și o conferință de presă ținută de el pe hol, înainte de recepție cu delegația românească. Veți recunoaște acolo câțiva jurnaliști români. E filmat de mine.
Înainte de a da, de a prezenta aceste imagini, așa, așa, hai să vedem imaginile. Until the whole of Europe is united in freedom and in peace. They understand our cause in Afghanistan and in Iraq because tyranny for them is still a fresh memory. These nations know that when great democracies the NATO alliance now flies seven new flags and reaches from the Bay of Biscay to the Black Sea. And Europe, once a source of global conflict, is now a force for stability and peace. And we're discussing how we can support and increase the momentum of freedom in the greater Middle East. Our unity and our commitment to freedom carried us to victory in the Cold War. And they showed us the way to victory in the war on terror. Cross. For the questions and answers, you can use the mic at the table. Ladies and gentlemen, today history has been made. At the time of just big changes and big hopes. In a way, for my country, the Cold War is indeed over today. Because for a long time, unfortunately, Romania seemed to be a kind of a buffer zone between East and West, with an ambiguous status in terms of security, for many generations significance. It is important for us now to understand that there are many other things to be done. We have to respond
to the responsibilities, which will be extremely important to do our part of the job, to contribute not only at home, but whenever it's necessary and where it's necessary. We have started with responsibility and in a very serious manner. Participate. Vorbesc spun eu de la mine, așa sau mă duc? Alianța Atlantică. Cea mai mare operațiune de lărgire a NATO, dar pentru noi este o zi importantă. De ce? Pentru că, în realitate, iau sfârșit. România nu mai este o țară care să fie o zonă tampon între răsărit și Occident. Este o țară cu un statut care nu mai este ambigu, în mod clar aparținând lumii occidentale. Este vorba despre valori, dar este vorba pentru noi de securitate națională, de umbrela garanțiile de securitate oferite de articolul 5. His Excellency Mikuláš Zurinda, the Prime Minister of the Slovak Republic. Next, I'm honored to present the Secretary of Defense of the United States of America, the Honorable Donald H. Rumsfeld. Following are the members of the delegations of the Prime Ministers of the Vilnius 10 countries. Bun. Despre această sindrofie de la Washington am publicat eu un reportaj în Veste printre fracuri, da? Și reportajul este este în stilul meu și o să vedeți că și atunci, de acum am fost, și atunci eram tot Cristoiu de acum. Adică pe mine nu m-a impresionat deloc toată ceremonia și... Da. Hai să vedem... Da, așa. Deci... A fost o, ia să vedem, a fost o conferință de presă, da, așa, așa. Noi trebuia toată presa, așteptam să intrăm pe, în aripa de vest, pe peluza de sud, da? Și povestesc eu aici așa, am zis în felul următor, ce am adus noi, cum am adus noi un aer proaspăt în alianță, și vă reportăm, o citiți în această carte, ar trebui să-l reiau în suplimentul literar artistic al Cristoiu Blogru, da. Președintele Bush a ținut să declare în dese rânduri că noile state membre aduc un aer proaspăt în cadrul alianței. De adevărul spuselor sale, unde dau seama aici pe peluza aripii de vest, așteptând să trecem de ușa care ne desparte de peluza de sud. Până la apariția noastră, a celor din Est, că eram numai noi, erau și el alții jurnaliști de la ăia care intraseră, Bulgaria, Estonia, sălița conferințelor de presă moțăia într-o lâncezeală ucigătare. Mulți dintre cei acreditați la Casa Albă vin aici de decenii, e vorba de americani. Treptat, treptat și-au făcut tabieturi, ba chiar și ticuri absurde. Concretizând vorbele lui Bush, noi am adus aici un aer proaspăt. Dar ce spun eu? Am adus mai mult decât un aer proaspăt. Am adus dita mai ciclonul. Jurnaliștii americani s-au pomenit cu noi, dând năvală în lumea lor de băștinași fericiți. Mai ceva decât conquistadorii în lumea seculară a indienilor. Tribuna Sălii a fost luată cu asalt. Acolo unde băștinașii se obișnuiseră să-l vadă pe Tom, simpaticul purtător de cuvânt al Casei Albe, se perindau acum tot felul de cetățeni vioi, zgomotoși, gata să se pozeze în cele mai surprinzătoare poze. Deci au făcut noi jurnaliștii din... Nu, eu nu. S-au dus la microfon și se pozau
cum, ca și cum ar fi purtător de cuvânt, da? La ambele cabine ale WC-ului și de bărbați și de femei se grămădiseră o armată de bărbați. O negresă din Chicago, acreditată la Casa Albă de pe vremea lui Nixon, era cârpățit să leșine deschizând ușa cabinei femei. Cinci masculi se împingeau unul pe altul să ocupe prin forță la scaunul toaleta. Da. Hai să vă spun acum și cum am o să ați văzut acolo că e filmat de sus. Cum am filmat eu? Da? Deci, în timp ce, deci în momentul în care se apropia ora de a intra pe, de a ajunge pe peluza de sud, că eram ținut toți jurnaliști, cei americani și ăștia din est, noi ăștia din România, care știam că eram obișnuit cu cozile, ne-am dus încetul cu încetul, ne-am lipit de ușă, da? Da. Așa, în primele rânduri, da. De cum am trecut de ușă, mi-am dat seama că ne consumasem zadarnic. Peluza de sud era deja arhiplină. Nu ne gândisem că măreața clădire mai putea avea și alte intrări accesibile și celorlalți pretendenți la un loc în fădeș. Deci noi am crezut, bă, stăm acolo, suntem primii, da? Potrivit programului tipărit, aici pe peluză urma să se desfășoare ceremonia marcării intrării efective în NATO a celor 7 state unei membre, da? Când primisem documentul, nu luasem aminte la cuvântul ceremonie, da? Și iată, momentul fusese gândit și organizat ca un spectacol de operetă. Cred că am filmat, dar nu m-am găsit. Cred că era, nu știu cum de, n-am reținut, nu. Ba da, cred că știu. Am filmat, dar nu se apăsasem pe ceva, deci de-aia am numai o parte, da? Așa. Pe terasa clădirii se amenajase o dită mai scenă. Ca și la o operetă, nu putea lipsi orchestra. Numai că în cazul de față, orchestra nu ședea jos, în fosă ce sus la balcoanele, așa, Casei Albe. De o parte și de alta sălii de pe iarbă, ca și cum ar fi găsit bilete doar la galerie, numeroși cetățeni americani, în realitate membri organizațiilor etnice ale celor 7 state veni să se bucure că țările lor trecuseră de porțile NATO, da? Așa. Și cum am ajuns eu? Că marea problemă era să ajung sus să filmez. Da, și zic așa, da? Am inspectat rapid. Deci, în astfel de împrejurări, da? Omul își amintește că se trage de maimuță. Maimuța, se știe, are în gene nevoia de secățăra. Om fiind s-a deșteptat în mine la ițeală zestrea lăsată de maimuță. Am inspectat rapid împrejurimile pentru a găsi ceva în care să mă urc. Erau vreo câțiva copaci. Mi-a trecut prin cap să mă cocoț într-unul. Că, încă o dată, ăla era o tribună, dar era arhiplină. Uite, nu-i așa? Deci, când am ajuns în spațiul din fața scenei, toate locurile erau ocupate de acolo, la... Era un fel de tribună de pe care se vedea spectacolul, da? Nu jos, da? Așa, da? Așa. Am renunțat la cățărarea într-unul din copaci și deodată, cum căutam febril un loc înalt, așa cum o armată de invazie caută un cap de porc pe malul celălalt al apei, pe scheala presei am zărit un loc disponibil. Prin nu știu ce întâmplare, pe podeaua de scânduri mai încăpeau, chiar dacă nu, fără un anume efort, o pereche de tălpi. Nu mai puteam întârzia nici clip. Eram sigur că locul fusese descoperit și de alți căutători decât toți. Mai erau și alții care voiau să ajungă, da? Fără să mă gândesc, m-am cățărat pe podium între o fetișcană operatoare din Bulgaria și un operator din echipa de protocol a Casei Albe, da? Bun. Foarte hard, nu am povestit, dar cred că am povestit aici. Este că, stând eu acolo și așteptând să înceapă bâlciu, m-a sunat cineva din România, da? Și zice, unde sunteți? Păi zic, la Casa Albă. Și bă, au făcut ăștia un restaurant în București, Casa Albă, nu mă zic, la Casa Albă. Care mă, Casa Albă? Care, domnul? La Casa Albă de la Washington. Eu am crezut că suntem la un restaurant, da? Însă, dincolo de acest reportaj care este, vi-l spun, vi-l se cumpăra și carte, ar trebui să-l reiau într-o altă carte de călătorii și care spune despre perspectiva mea. Când aveam, nu prea eram impresionat că eram la ceremonia de punere cu tare, da? Rămâne acest lucru, filmul pe care vi l-am dat mai înainte, care arată
este și o expresie a mea a admirației față de Adrian Năstase, care el a fost acolo, un gest de revoltă față de acești panglicari de la putere. Păi, stimați telespectatori, păi, la putere acum este PSD, da? Păi Marcel Ciolacu este chiar atât de împuțit este, între noi fie vorba. Păi totuși Adrian Năstase a fost șeful PSD-ului. Această ceremonie a avut loc, a admiterea NATO, în timpul guvernării PSD. Mă, nu poți să-l inviți pe Adrian Năstase, mă, chiar așa de tare te râcâie amintirea. Și să încheie, stimatele, vedeți dumneavoastră, de asta nu o să meargă niciodată lucrurile în țara asta. Noi nu avem această minimă, nu recunoștință, minim bun simț. Bă, ăla dinaintea mea a fost cel care, nu știu, sigur că țara a intrat, dar care a fost el artizanul. Hai mă, să-mi amintesc. Chiar dacă sunt Ciolacu acum, eu șeful PSD, dar chiar dacă ar fi fost, nu știu, Horia Sima, nu contează. Ei sunt înaintașii noștri, nu contează culoarea politică, nu contează că îl suport sau nu îl suport. Și atunci, din cauza asta, la noi este o nebunie pe care am numit-o aia de a nu pica. Ai picat în opoziție, normal ar fi, da mă, Adrian Năstase, da, ai fost în opoziție, rămâi ăla care a fost și la Washington și a și semnat, are și stilou. De ce el trebuie să dispară și trebuie să vină acum ciucă. Și hai să vă mai arăt ceva, că m-am și enervat. Deci, mi s-a trimis următorul lucru, da? Ați auzit poate de Raluca Turcan, da? Ministra Culturii, da? Politruca. Ea este ministră, da? Ea și-a sărbat, nu știu, a fost ziua ei de naștere, da? Ia să vă vedeți o poză, da? Ia uite, mă. Ia uite-te. O vedeți? Este Raluca Turcan, în biroul ei cu câte flori. Când nu o să mai fie, când nu o să mai fie, când nu o să mai fie, nu o să mai amintească nici dracu. De ce dracu, iertați-mi expresia, în România este această chestie? Cât ești în fotoliu, toată lumea, lugu, flori, ziua ta de naștere, cu tare, și când nu mai ești, ești uitat, când nu mai se uită că tu ai fost Adrian Năstase, că ai fost în birou oval, că ai participat la ăla, că ai semnat documentele de aderare. De ce? Adică și atunci sigur că cei care sunt la putere se cramponează de fotoliu pentru că știu că dacă nu mai sunt, dispari. În schimb, era Luca Turcan care are biroul plin de flori, dacă na, ea e ministră, când nu o să mai fie, nu să aibă nici măcar un ghiocel. Că lumea mă, cine mă rog Turcan, da? Bun. Așa. Stimați telespectatori, ajungem la faptul că astăzi s-au mai întâmplat niște lucruri pe frontul bătălii duse de Klaus Iohannis în campania sa de autopropunere ca secretar general NATO. Vă reamintesc. Până nu de mult, în urma unor negocieri discrete respectând statutul NATO, marile puteri militare din NATO l-au propus pe premierul Olandei Rutte. Da. Mark Rutte, da? Deodată, din România, uite, vedeți așa, vedeți planeta așa, sunteți cu un satelit și vedeți pământul cu tare rute, deodată apare, s-a ridicat așa, parcă mi-am întrebat, cred că e o poezie pe undeva, dar așa, s-a ridicat în șa Klaus Iohannis și a anunțat că el se autopropune în numele României la funcția de secretar general NATO. A ținut și un discurs în care a spus că Estul trebuie să aibă un cuvânt de spus în cazul NATO și a criticat faptul că în cadrul NATO Estul, fostele țări comuniste, nu au o funcție și a prezentat un program în 10 puncte și a făcut observații în legătură cu
felul în care se desfășoară NATO. Primul lucru la care tot ne-am făcut cruce și am făcut și acum, deoarece nu există în NATO, în istoria NATO, acest moment, adică unul să se autopropună și să facă și public. Repet, n-a fost un anunț de genul acesta. El a început niște negocieri discrete și la un moment dat un fătuc, un coțofan, o coțofană l-a întrebat la o conferință de presă, e adevărat că suntem noastre încărți pentru NATO? Și el să fi zis da. Nu, el a venit și a zis da. Deci a fost un dezastru. Nimeni din Est nu a venit și a spus, da, domnule, Klaus Iohannis are dreptate, trebuie să fie unul dintre noi. Nici o televiziune occidentală nu a făcut un talk show. Bă, vine unul și care are chiar un plan față de rute care nu l-avea, da? Bun, deci nu, dacă scopul lui a fost sau cu dezbatere, a fost o tăcere. În România a fost o frecție de tip, avem un șef la Cotroceni și trebuie să-l lingem, da? În frunte cu cei de la PNL, Ciucă, Rareș, Bogdan, gata, și trebuie neapărat să avem România să fie reprezentată. De acord, să zicem. Dar de ce reprezentată de Klaus Iohannis? A fost referendum în România? A fost o ședință a Parlamentului? Nu, s-a autopropus el. Puteam să mă autopropuneți dumneavoastră, da? De ce trebuie să fie președinte României? Poate să fie și un cetățean. Mircea Joana era un simplu cetățean când a devenit secretar general al Juncturii. Da. Și între timp nu s-a evit, ne așteptam, zic, mai nu se poate. În spatele lui Klaus Iohannis este așa o chestie. Zic, mai să vedem cine îl susține. Aici, Pahonțu are și el o armată de presă. Pahonțu este Gavrila Marinescu. El conduce, de fapt, acolo. Klaus Iohannis este... El îi face totul. El este pristanda. El vine la Conița răvășitoare. Spune, doamna, prima doamnă, vrei ceva? Un ouleț, o floricică, cum să spun, un urjeleț, da? Facem noi roșcă. Cum să spun, SPP, da? Vine Iohannis, vin la Iohannis, domnule, stimate, domnule președinte, știu că dumneavoastră vă place șampanie, vă aducem niște șampanie cu avion, da, mă, gata. Deci el este acolo, Gavrila Marinescu, ăla care i-a ducea curvelul la Palatul Regal lui ăsta, lui era să zică Klaus Iohannis, lui Carol al doilea. Bun. Așa, bine, Gavrila Marinescu a sfârșit cum a sfârșit, sigur că suntem în democrație și domnul Pahonțu va fi, va trece și la următorul președinte. O să spuneți că iese la pensie. Cum se asumă la pensie? A fost și la Băsescu, și la Iohannis, două mandate. E șeful SPP, cred că de vreo jumătate de secol. Este ca guvernatorul Muguri Sărescu pe care... Eu nu mi-l pot imagina pe Muguri Sărescu mergând pe jos. Adică, uite mă, Muguri Sărescu. Ca mine. Nu mi-l imagina, guvernator. S-a născut guvernator și o să moară guvernator. Nu-mi imaginez pe Muguri Sărescu altfel decât guvernator. Nu știu, mare curând, nu știu, 80, 85, 90, va avea 100 de ani dacă trăiește și va fi guvernatorul României, pe viață. Guvernator pe viață, așa și la Pahonțu. Pahonțu este șeful SPP pe viață. S-a născut șeful SPP, va muri șeful SPP. Să-i dea Dumnezeu viață lungă, nu că-i dorim. Bun. A vorbit... Orban, care a zis că nu-l vrea pe Rute, că el nu știu ce are, dar asta este stilul lor, a zis că nu-l vrea pe Rute. Și Erdogan, care a zis că a vorbit el cu Rute și nu știu ce a pus al condiții. Erdogan șmecher, turc șmecher. Zic, bă, lasă că, având în vedere că e... Așa. Și la ora astăzi a fost două declarații care mi-a spus că Klaus Iohannis n-are nicio șansă. În primul rând, declarația premierei Estoniei, da, ia să vedem, da. Și unde e, mă?
Estonianca, unde ești? Unde ești, Estonianca? Unde e, mă? Oh, aleu, Doamne ferește. Stai. Unde, mă? Ah. Deci, premierul Estoniei a zis, am discutat în profunzime, nu știu ce, cu Mark Rutte și el se angajează, Estonia îl poate susține pentru funcția de secretar general. Stimați telespectatori, Estonia face parte dintre țările foste țări comuniste, deci din Est. Te-ai fi așteptat ca premierul să spună, domnule, uite, domnul Klaus Iohannis, în rândul nostru, a declarat că avem și noi dreptul să conducem. Eu sunt de acord cu ce a zis el și putea să spună, sunt de acord, dar nu cred că trebuie să discutăm între noi cei din Est să propunem pe unul, eventual pe ea. Sau putea să spună de bănul sprijină pe Iohannis, în numele nostru. A zis că sprijină pe Rutte, da? Ambasadoarea americană a fost cea mai tare din toate, da? A, unde este? Unde e ambasadoarea americană? Ambasadoarea americană. La NATO, da? Deci ambasadoarea americană la NATO, vreau să vă spun un lucru, să vă avertizez. Pahonțul are și el niște gazete. Tefeliste. Să nu credeți că sunt pesediste. Ălea care lasă impresia că sunt profesioniste, dar sunt alu Pahon. Și aceste gazete au făcut mare gălăgie de faptul că vocea ambasadoarea Statului Unite la NATO ar fi declarat că, da, ar fi declarat că deși îl apreciază pe prietenul nostru, ghilimele, Klaus Iohannis, Statele Unite îl susțin pe deplin pe Mark Rutte. În România, presa prezidențială a zis gata. Ambasadoarea americană la NATO a zis că îl sprijină, a zis de ceva. N-a zis mai nimic de bine, a zis că îl vrea pe Rutte în continuare și pe Iohannis e prieten. Păi oameni buni, este că la dumneavoastră, dar zice la un moment dat, zice, bă, dar de ce nu e pe aia de nevastă? Și tu spui, domnule, o stimez în mod deosebit, este extraordinară, e inteligentă, e bună bucătăreasă, e, poate fi și mamă bună. Se îmbracă. Da, eu prefer pe aia altă. Așa și la ăsta. Așa. Dar foarte important ce a zis doamna este următor, da? Zice așa. Deci că această decizie trebuie totuși luată cât mai... Deci ce se va întâmpla? Klaus Iohannis a provocat pur și simplu un cutremur, dar bănesc că în culise. În această perioadă, deci anul acesta se sărbătorește 75 de ani, va fi o sesiune NATO, o ședință NATO solemnă în iulie, când se decide, se anunță nouul secretar general. Mă, no, tocmai anul și anul acesta, NATO este în război cu Rusia, da? Anul acesta, NATO, și asta o spun eu, care nu sunt natoiști și nu sunt nici pro-american, ci sunt un istoric al clipei. Dar organizația avea nevoie acum de imaginea de unitate, adică în fața rușilor nu era și dispută. Nu, domnule, noi l-am stabilit pe Rute, Rute, gata, toate, pac, pac, pac. Și era și un moment sărbătoresc. Bă, momentul ăsta sărbătoresc le-a dat mucii în fasole Klaus Iohannis. Klaus Iohannis a lansat ideea că NATO nu e unită, că cred că ăia de la Moscova, Putin, am zis, a băut șampanie. Bă, nu știu. Și de, tocmai când era momentul ăsta sărbătoresc, când ei se pregăteau, el pune o problemă. Acum ăștia, acum în loc să discute, da, domnule, Rutte și sărbătorim și ăsta, să discute, au lui, ce facem cu Klaus? De ce a făcut asta Iohannis? Doar vă obține ceva și la Uniunea Europeană. Oricum, mi-a plăcut asta. Și ambasadoarea României, America, la București, a zis că îl apreciază. Dar asta cea mai bună, a zis, îl sprijinim în continuare, îl susținem pe deplin pe Rutte, da, da, dar avem cel mai mare respect pentru prietenul nostru, președintele Iohannis, și apreciăm că a intrat în competiție și dorim toate cele bune, Klaus Iohannis, ești prietenul nostru.
ai șolduri așa, ai țin fără sutie, dar nu, noi pe ăla, da, am terminat, da. Așa, și o să discut cazul, e prea important, de la această atacare a consulatului unei țări străine, Iran, de pe teritoriul țării străine de Netanyahu, și o să vă spun mâine seară că Netanyahu vrea neapărat război. Vrea neapărat război, da? Și voi comenta o situație delicată. Poștașii se află în grevă. Nu comentez, eu niciodată n-am comentat negativ grevele, dar sigur, normal ar fi fost ca pe lângă revendicări salariare, poștașii să ridice și problema modernizării poștei. Este un dezastru. Bun, nu a ridicat. Problema este că a fost aleasă din adins această grevă pentru ca pensionarii să nu primească pensia. Bun. Șeful poștei este din partea PNL, deci în cadrul algoritmului și este subordonată ministrului digitalizării lui Sebastian Burdușa, da? La putere se află o coaliție PSD-PNL, da? În mod normal, premierul României, care prin rotație este Ciolacu, să fi fost solidar cu ministru, penelist, sector, Marcel Ciolacu, încălcând orice protocol, orice bun simț, orice respect pentru partenerul de coaliție, PNL, a anunțat că dacă poștașii, nu, dacă pensionarii nu primesc pensiile, el îl dă afară pe cel de la poștă. Alu, domnul Marcel Ciolacu, nu e corect. Pentru că poștașii au făcut grevă special. Bunul simț cerea și respectul regulilor coaliției cerea ca Marcel Ciolacu cel mult să, adică să tacă. Pentru că dacă se întâmplă așa, dacă ceea ce a făcut el în sensul că el e de partea greviștilor și vrea neapărat să fie dat afară șeful poștei bănuiesc să pună un PSD-ist, am înțeles că la păi la jocul de noroc a pus pe frizerul ăsta, la vedetelor, da? Marcel Ciolacu are acest mare talent, pune așa, frizerul vedetelor nu știu ce, ministrul, nu știu, comunicării, pune pe, cum să zic, o vedetă, să zicem, porno, așa el, îi plac ăștia, tot ce-i vedete, da? Poponeț ăla, cum era, bun. N-am zis că vedetă porno, am zis că cam în genul ăsta. În acest, gândiți-vă că, de exemplu, Grindeanu s-ar trezi cu o grevă pe motive salariale a subordonaților săi, da? Ce ar anunța că nu mai lucrează deloc, da? Și să vină, poate să vină atunci Ciucă și să spună, domnule, numele PNL, noi vom cere demisia lui Grindeanu dacă, în, nu știu, drumurile mai sunt blocate. Să zicem că ea blochează drumul. Nu e corect. Dar, mă rog, Marcel Ciolacu se poartă așa deoarece a găsit proștii de la PNL. La PNL-ul acum este la strâmtoare, cum spunea cineva de la ei, parcă Guran. Ei știu că să nu cumva să-l supere pe Ciolacu. Au acceptat pe cap de listă pe Tudose. De la ora actuală, cei din PNL sunt scăpați pe ei de frică. Nu cumva să se supere Ciolacu, să rupă coaliția, că în acel moment ei rămân pe drumul. Și atunci sunt de puișor, da. Am văzut într-un, și aici închei, într-un an când m-am dus la Sinaia, o scenă extraordinară, păcat că nu film. Pe la aviatorul pe acolo trecea strada niște copii mici de la grădiniță, da? Educatoare în față, educatoare în spate. Și educatoarea din față ținea un și ei se țineau de o frânghie. Copii, că nu cumva să o ia rază. Adică în spate erau o educatoare, țineau un capăt al frânghiei, în față. Ei, Ciolacu este cel cu care ține capătul, da? Și pe frânghie, peneliștii se țineau, să vedem.
Cum e, bă, uluită erau gâghilicele, erau sări mici, mici, ca să nu fugă, să nu se pierdă, se țineau de frânghe. Și în felul ăsta au trecut strada, că dracu știe joc. Așa e cele astea. Deci, PNL-ul, liderii PNL, acum asta vor, să țină de frânghe asta, PSD-ul întinsă de Ciolacu, până când trece pe alegerile. Mulțumesc, la revedere!